combinația dintre culturism, parcurs și gimnastică se numește street workout-ul. Chiar dacă nu este o disciplină populară, Chișinăul are foarte mulți adepți. Iar în această dimineață o să aflăm mai multe. Acum 8 ani, un grup de tineri din Republica Moldova au înlocuit selele de sport cu parcurile. Există și locuri dotate cu echipamentul special, unde aceștia promovează un mod de viață sănătos. Pe lângă faptul că respiră aer curat, tinerii mai sunt scutiți și de plata abonamentului la sală. Pasiunea mea, în primul rând, vine de pe rețelele de socializare. Cu aproximativ 8 ani urmă m-a inspirat foarte tare o persoană pe nume Hannibal for King și am început și eu să practic. Pe mine, în primul rând, m-a atras, am vrut să mă schimb pe mine, căci eram foarte slab, am dorit o schimbare să văd în mine și acesta este, cred că, primul lucru. De când a fondat clubul de street workout, Mihail Isaicul a reușit să adune mii de membri ai acestui gen de sport din toată Republica. Am început să-l dezvoltăm, adică să îmblăm pe la teren, să promovăm această mișcare și deja membrii se alătură. Cât mai mulți, în total sunt undeva în toată Moldova, în jur de 1000, 1000 și ceva, în Chișinău undeva 200-300. Oricine din noi, adică părinții chiar, adică în loc să meargă să bei ceva sau să fumeze, să aducă copiii pe terenurile acestea care le-a făcut, acum sunt deja 10 undeva în Chișinău și ei se dă un exemplu, că ce copilul se uită și imbibă acest exemplu. Acest gen de sport nu are practic niciun dezavantaj. Pe lângă faptul că nu impune un program strict de antrenamente și nu are limite de vârstă, street workout-ul poate fi practicat oriunde. Nu este dificil dacă lumea dorește ceva elemente, adică ceva mai complicat, o să necesite timp. Dacă pur și simplu ridicări la bară, flotarea paralele, exercițiile adică de bază care sunt simple, necesită o lună, două undeva. În regulă pot să spun că, în primul rând, să nu uităm de o încălzire prealabilă și cel mai important trebuie să aibă o dorință oricare. Dacă nu este dorință, nu cred că o să poată să facă acest sport. Sportivii participă cu regularitate la competițiile internaționale. Astfel, ei au reușit să se întoarcă la Chișinău cu două rezultate record obținute la campionatul mondial din Ucraina. Noi când participăm avem și seminare diferite cu membri asociației mondiale, unde învățăm și noi ceva nou și pot să aduc în țara mea ceva să implementăm și aici. Am fost în Kiev cu membrii asociației mele, am fost în colectiv de 7 persoane. Eu am luat primul loc la o probă, adică workout records, un nou record la flotări și încă un prieten de meu a luat primul loc la fel la o probă front lever, adică menținerea drept. Street workout-ul este original din Grecia antică, însă s-a dezvoltat cel mai bine în Statele Unite ale Americii în anii 80, mai exact în cartierele urbane din Baltimore. La începutul secolului al 21-lea, exercițiile clasice au fost modificate și combinate cu elemente din alte sporturi.